ce m-a îngrijorat, am văzut foarte sumar la televizor când am venit spre conferința de presă, această accelerare a dimensiunii violente din viața publică. Mă îngrijorează, vă spun cu sinceritate. Și eu cred că toți cei care iubesc această țară, toți cei care vorbesc din suflet despre România și nu doar ca slogane, trebuie să rețină două lucruri. Niciodată violența n-are ce căuta în spațiu public ca armă politică. Niciodată. Pentru că niciodată violența nu a adus ceva benefic pentru oameni în istorie atunci când i-a fost promovată ca politică, ca armă principală politică. Și toți trebuie să înțeleagă, repet, toți, că niciodată violența nu are ce căuta în spațiu public dacă iubește această țară. Pentru că violența nu face distinție între simpatizanții partidelor politice. În egală măsură îi lovește și afectează pe toți. Și de aceea acest lucru este critic și fundamental. În al doilea rând, toți cei care iubesc această țară trebuie să facă tot ce le stă în putință să întărească apartenența României la Uniunea Europeană, la NATO și a parteneriatului strategic cu Statele Unite. Pentru că de asta depinde existența noastră externă. Deci de lipsa violenței depinde pacea noastră internă, de apartenența la NATO, Uniunea Europeană și parteneriatul strategic cu Statele Unite depinde pacea noastră externă. Avem multe necazuri, multe probleme. Adesea sunt prioritățile mari. Că dacă nu avem pace externă și pace internă, degeaba vorbim de proiecte, degeaba vorbim de educație, de sănătate, de spitale, de școli. Că vor fi dărâmate, vor fi distruse peste noapte cu o dronă sau cu un tank. Și atunci ar trebui să înțelegem toți că aceste lucruri, dincolo de opinie diferite pe care le putem avea cu o politică sau alta, și e normal să le avem poziții diferite, dar aceste lucruri sunt de renegociat. Pacea internă și asigurarea securității noastre externe. Se de renegociat dacă suntem cu adevărat români sau cetățenii acestei țări și ținem la această țară.